Tot mai mulți oameni sunt diagnosticați cu psoriazis, maladia care afectează nu doar pielea, dar și articulațiile. Specialiștii susțin că peste 2% din populația țării noastre suferă de această afecțiune și mai puțin de jumătate dintre cazuri sunt diagnosticate și tratate. Neluată la timp sub control, boala poate provoca invaliditate, compromițând esențial calitatea vieții pacientului, spun dermatologii. Pentru a ajuta acești pacienți, autoritățile din sănătate lucrează la un program național de tratament biologic în psoriazis. Igor Molea se luptă cu psoriazisul de foarte mulți ani. Primele semne i-au apărut pe spate la vârsta de 3 ani, apoi au dispărut. Maladia a reapărut după 10 ani cu semne pe piept pe care a încercat să le ascundă, neștiind despre ce este vorba. În timp însă, maladia a afectat tot corpul. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a ajuns invalid, iar pentru a menține boala sub control, de 2 ori pe an face tratament la Spitalul de Dermatologie din Capitală. Potrivit specialiștilor, în prezent în țara noastră, psoriazisul poate fi tratat local cu creme și unguente. Pentru pacienți cu forme mai severe de boală poate fi inclus și tratamentul cu raze ultraviolete, inclusiv cu preparate citotoxice ce descresc multiplicarea celulelor. Deocamdată de noile tratamente biologice, pacienții cu psoriazis din țara noastră pot beneficia doar în cadrul studiilor clinice. Autoritățile de sănătate spun că în prezent este în curs de elaborare un program național de tratament biologic pentru pacienții cu forme grave de boală. Totodată, în luna august a acestui an, în lista de medicamente compensate au fost introduse mai multe denumiri comerciale internaționale de medicamente pentru tratamentul psoriazisului. Datele oficiale arată că în prezent, la evidența instituțiilor medicale din țara noastră, se află în jur de 10.000 de pacienți cu psoriazis, dintre care peste 1.000 au forme grave ale bolii, relatează Moldova 1.Moldova.